Bun. Vă spuneam mai devreme că astăzi vorbim în chestiuni importante de interes total public. Major. Major public, da. Și l-am invitat pentru lucrul acesta pe locotenent Albișor Silviu, purtător de cuvânt al ISU Sibiu. Este alături Bună de dimineața. Noi. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Mâine se împlinesc 80 de ani de la înființarea, de la botezul, nu? ISU Sibiu. Ne poți spune mai multe despre lucrul acesta? Da, cu siguranță. La 28 februarie 1933, prin înalt decret regal, Carol al II-lea a legiferat pentru prima oară prin aprobarea regulamentului pentru apărarea pasivă contra atacurilor aeriene. Astfel s-au înființat primele structuri de protecție civilă din România. De atunci și până astăzi se împlinesc 80 de ani de activitate al acestor structuri. Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Capitan Dumitru Croitoru al județului Sibiu a desfășurat și desfășoară în continuare o serie de activități menite să celebreze acest eveniment. Cum ar fi? Că de foarte curioși să știm ce se va întâmpla. Știm că au început, adică nu încep doar mâine, au început de câteva zile și continuă. Da, așa este. În perioada 18-26 februarie 2013 s-au desfășurat o serie de activități în unități de învățământ, informări preventive, având menirea de a populariza semnificația acestui eveniment. Mai exact, s-au prezentat activitățile de protecție civilă și autospecialele din dotarea inspectoratului. În data de 24 februarie, în cel mai mare centru comercial din Sibiu, s-a amenajat un punct de informare preventivă pentru populație, unde s-au distribuit materiale de informare preventivă cu principalele reguli și măsuri de comportare în cazul producerii unor situații de urgență. Aveam și noi pe aici, de asta, pentru că am primit și să vă arătăm și vouă. Avem aici pliante, da, de informare. Nu știu pe care să-l arăt. Asta, de exemplu. Deci un copil pe săptămână arde în România, este unul dintre pliante. Nu lăsa viața, dacă mai miște Alexandra, așa, nu lăsa viața să devină o amintire. Spune nu improvizațiilor. Ce vor să transmită aceste mesaje? Sunt cele două campanii inițiate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și EON România. Aceste campanii de informare preventivă au menirea de a scădea riscul victimelor în urma producerii incendiilor la gospodăriile și anexele gospodărești ale populației în urma improvizațiilor și a coșurilor de fum necurățate corespunzător. Care sunt cele mai frecvente intervenții pe care le aveți? Intervențiile sunt au o natură destul de diversificată. Bineînțeles, intervenții pentru stingerea incendiilor la gospodării, după cum am precizat, la incendii de vegetație uscată, pentru asanarea munițiilor rămase neexplodate în urma conflagrațiilor mondiale. Avem și imagine aici de la o intervenție pe care ați avut-o, de la o aplicație de anul trecut. De la începutul anului, ai așa idee cam câte intervenții au fost în județul nostru? Pot să vă spun că a fost un număr destul de mare de intervenții. Mai mult sau mai puțin decât anul trecut? Numărul intervențiilor este în creștere, dar nu foarte mult față de anul trecut. Aceasta înseamnă că prevenirea s-a desfășurat cum trebuie și oamenii au înțeles că trebuie să adopte aceste măsuri pentru siguranța vieții lor și, nu în ultimul rând, a bunurilor pe care le au. Amintiți puțin programul de mâine, ce se va întâmpla, sau de astăzi și mâine, pentru că știm că sunt ceva acțiuni și astăzi. Da, ieri, în data de 26, a fost organizată Ziua Porților Deschise la sediul ISU Sibiu, prilej cu care persoanelor interesate li s-a prezentat tehnica din dotare și au putut intra în contact cu o parte din cadrele inspectoratului pentru
aș face o imagine cât mai concretă și pozitivă despre activitatea desfășurată de instituția noastră. Astăzi este un eveniment de o importanță majoră sau deosebită. La ora 19, la Teatrul Național din Sibiu va avea loc o aplicație de anvergură, cât și la un centru comercial aflat în apropiere. Se va simula un incendiu la sala teatrului, urmând ca în cea de-a doua parte a exercițiului să se simuleze un accident rutier în care sunt implicate și substanțe radiologice, iar în ultima parte a exercițiului va fi o evacuare în urma unui incendiu produs la tablou electric al centrului comercial. Și incendiu mâine? Care se extinde cu repeziciune la etajele superioare. Uh-huh. Mâine la ora 9, la sala de conferințe a Consiliului Județean Sibiu va avea loc un simpozion dedicat Zilei Protecției Civile, iar începând cu ora 12, în Piața Mare din Sibiu va avea loc un ceremonial militar unde au fost invitați șefii instituțiilor de la nivel județean, cât și alte personalități marcante. Precizez faptul că la acest exercițiu de care v-am spus de astăzi, invităm toți sibienii să-l vizioneze, cu precizarea că vizionarea acestui exercițiu se va putea realiza din parcarea de la cazarma 90, având în vedere că pe partea carosabilă vor fi aflate autospecialele de intervenție, cât și dispozitivele desfășurate de intervenție. Mai devreme spuneai că este deschis publicului și publicul a putut vizita ieri. Sau când ieri, a putut ieri, intra în intervalul 10-14. Despre dotări vreau să vorbesc acum. Mai primiți? Cum sunt dotările? De ce natură? De ce tip? Dotările sunt în felul următor. Avem autospeciale de stingere de lucru cu apă și spumă. Nu, mă refer la, nu știu, de ultimă generație. Mai primiți ceva mai nou? Sau aveți nevoie de ceva mai nou? Se încearcă și s-au făcut demersurile necesare pentru achiziționarea unui elicopter, având în vedere că la nivelul județului Sibiu ne confruntăm cu acest risc generat de incendiile de pădure, unde intervenția este destul de dificilă datorită terenului accidentat, cât și lipsa surselor de apă aflate în apropiere. Și din această cauză intervențiile sunt de lungă durată și vă dați seama. Noi vă mulțumim foarte mult, timpul din păcate nu ne lasă. O scurtă întrebare am pe final. Vă mulțumește cineva după intervenții? Sincer să vă spun, ni s-a mulțumit din partea populației, însă indiferent de situație, noi ne facem treaba așa cum se cuvine, pentru că aceasta este misiunea noastră de salvatori și este vorba de satisfacția sufletească și, cum să vă spun, profesionalismul de care trebuie să dăm dovadă, pentru că aceasta ne este meseria. Vă mulțumim mult de tot, o zi bună în continuare.